Reprezentanții salariaților așteaptă să vadă care sunt intențiile noului președinte al directoratului. Prima zi de muncă în această funcție va fi pe 21 decembrie pentru Sorin Boza. Îl așteptăm și pe domnul Boza, dar din câte știți, domnul Boza intră în pâine pe data de 20. Așteptăm să vină să discutăm, nu avem nimic împotriva dânsului, așteptăm discuții. Gabriel Căldărușe, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, speră ca Sorin Boza să se țină de cuvânt în fața minerilor și să le respecte drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Eu spun încă o dată și o repet ceea ce am spus întotdeauna. Ne interesează ca la conducerea companiei și la structurilor din cadrul companiei să fie oameni interesați pentru această companie, să meargă treaba și nu ne interesează nume, nu ne interesează în rest nici ce fac și cum fac. E important ca oamenii să-și primească salariile, ca oamenii să-și primească prime cât mai mari și în rest absolut nimica. Alții așteaptă ca Boza să explice care au fost motivele vizitei sale în America. Liderul de sindicat, Constantin Crețan, a declarat că se urmărește gazificarea cărbunelui. Eu mă așteptam ca astăzi domnul Boza să fie prezent cu domnul Ilie, să ne dea un raport ce au făcut în Statele Unite ale Americii și eu v-am adus la dumneavoastră la cunoștință celor din presă că de acum 2 ani de zile se făcea un program de special de carbonizare a cărbunelui în scoarță. Ceea ce ar însemna să dispară toți minerii și erau obligați să ne dea niște răspunsuri de ce au plecat în Statele Unite ale Americii pe banii minerilor și cu proiecte care urmăresc să distrugă toate locurile de muncă ale minerilor. Reprezentanții CE Oltenia, alături de cei Ministerului Energiei și Ambasadei României la Washington, au participat în perioada 17-18 noiembrie la o conferință cu tema Securitatea Energetică a Europei de Est, care a avut loc în SUA și în care a fost prezentată cea mai nouă tehnologie de gazeificare implementată de o mare companie la centrala Kemper County, Mississippi.